Salutare, dragii mei, bine ați revenit în blogosferă. Noi doi suntem foarte norocoși. De ce suntem norocoși? Păi cum de ce? Pentru că am avut emisiune de fashion anterior și am fost la evenimente de acest gen. Astfel că știm cam tot ce înseamnă lumea modei. Am stat lângă designer, lângă stilist și am aflat câtă pasiune trebuie pentru această meserie. Iar acum eu cred, bineînțeles, că este foarte ușor să dai sfaturi în modă. Ba, nu este. Gândește că trebuie să te duci la evenimente, trebuie să urmărești blogurile de afară, trebuie să fii mereu în ton cu moda. Eu oricum zic să nu ne mai contrazicem și să vedem ce spune invitata noastră de astăzi, nu? Da, pentru că va veni Monica de la thebrunette.ro. Bună, Monica, bine ai venit! Bine v-am găsit! Spune-mi, cum ai început să faci asta? Dintr-o pasiune sau pentru bani, într-o pură întâmplare? Având în vedere că lucrez în presă de ceva vreme, să scriu îmi vine cumva într-un mod natural. Moda ar fi o a doua mare pasiune a mea, astfel că a venit cumva firesc să le îmbin și să apară un blog. Și la sugestia prietenilor mei, bineînțeles, așa a luat naștere de brunette.ro. Dar ai cunoștințe în acest domeniu? Da, pot să spun că de ani de zile răsfoiesc toate revistele de specialitate, la fel urmăresc colecțiile marilor designeri, urmăresc la rândul meu blogger internaționali pe acest segment, deci pot să zic că da, am cunoștință. Cum ți-ai descrie stilul? Undeva casual, chic, cu un mic twist, să spun așa, adică adopt ținutele casual, confortabile, mai ales că de obicei ziua mea începe la ora 7 și se termină undeva seara, deci trebuie să pot să mă simt bine în ținuta pe care o port, însă îmi place să adaug întotdeauna un pic de culoare sau trag o fustă peste o pereche de pantalon să fie puțin niște din comun. Dar ce le recomand doamnelor care te urmăresc? Aici ține de personalitatea fiecăruia, în primul rând, pentru că fiecare femeie știe în ce se simte bine și în ce nu se simte bine. Ce aș putea să recomand, în primul rând, este ca niciodată să nu urmărești moda fără să îți pui și tu amprenta. Adică nu o să porți, nu e ok să porți niciodată o ținută doar pentru că este la modă, chiar dacă tu te simți ca un elefanțel în magazinul de porțelan, să spun așa. În cazul meu, asta ar fi tocurile. Adică eu n-aș putea să port niciodată pe timpul zilei o pereche de tocuri pentru că nu m-aș simți confortabil, chiar dacă arată multe ținute foarte bine cu stiletul, de exemplu. Este foarte interesată ce părere au oameni despre blogul tău. Cea mai ciudată reacție și care mi s-a părut foarte cool în aceeași timp a fost a colegilor de breaslă. Eu provin din mediul știrilor, adică un mediu mai serios, însă deja sau imediat după apariția blogului am avut colegi care îmi spuneau: mamă, ți-am citit ultimul articol, mamă, las că te urmăresc, știu ce se poartă, uite, am văzut și eu modelul ăla de geacă, o să merg să-l cumpăr, adică să o cumpăr, adică chestia asta mi se pare tare. Scrii în fiecare zi? Da, aproape în fiecare zi, cred că ține și de puțină disciplină, pentru că avea un blog e ca o meserie, adică ca o meserie ca oricare alta, să spun așa. Este important să fii riguros, nu trebuie să neglijezi și în primul rând să te gândești că cititorii așteaptă materialele și articolele tale. Cum te vezi peste 5 ani, unde ți-ai duce blogul? Peste 5 ani aș vedea blogul ca o revistă online pe care să o conduc și ca pe un job full-time. Credeai la început că vei fi atât de populară? Nu. Chestia asta e ceva ce se construiește cu pași mici. Fiecare follower, pentru fiecare persoană care te urmărește, trebuie să lupți, să-l cucerești prin articolele pe care le scrii și să urmărești fiecare articol care este de impact, ce se caută, ce doresc doamnele sau domnișoarele care citesc blogul să găsească pe pagina ta. Eu sunt curioasă cărui tip de public scrii tu. Cred că aș spune undeva între 16 ani și poate 40-45, doamnelor, pentru că vorbesc despre tot pe blogul meu. Vorbesc atât despre haine, cât și despre lifestyle, vorbesc și despre sport în general. Lucrurile pe care eu le fac sau pe care le-am descoperit că funcționează în cazul meu, a îmbina o viață aglomerată cu sportul sau a îmbina poate faptul că gătesc cu un program foarte aglomerat, și atunci publicul meu este destul de larg. Scuze-mi indiscreția, dar aș vrea să știu dacă câștigi bani din această meserie. Momentan, nu foarte mulți. Merg mai mult pe barter în momentul de față, dar sunt convinsă că la un moment dat voi ajunge și acolo. Ce sunt acelea barterele pentru cei care nu știu?
Barterele înseamnă o înțelegere între tine și o persoană cu care, de exemplu, care îți oferă anumite servicii. Chiar recent am avut un barter cu o clinică de stomatologie. Eu urmează să scriu niște articole referitoare la tehnologia lor pe care o folosesc, în schimbul, nu știu, unui detartraj sau a unei plombițe, o chestie de genul acesta. Asta înseamnă barter, adică promovare pe serviciu. Ce sfaturi ai avea pentru un tânăr care ar vrea să apuce de blogging? Să nu se lase descurajat în primele luni, să scrie și cu puțină perseverență și muncă poate să ajungă acolo unde își dorește. Cam asta e rețeta pentru orice job pe care ți le alegi. Îți mulțumim pentru interviul acordat. Mulțumesc și eu. Am citit de curând un articol și mi-am dat seama că unul din 5 bloggeri scrie despre modă. Tocmai probabil pentru că această cerere este foarte mare. Avem astăzi un blogger de fashion și o adolescentă. Haideți să vedem cum va fi confruntarea. Bună, Monica, îmi pare bine să te cunosc. Ce părere ai despre ținuta mea? Bună, Beatrice. E o ținută ok. Singura chestie pe care poate schimba ar fi tenisii și aș merge fie pe o variantă alb, simpli, fie poate pe, cu o mică platformă, dar puțin modelul diferit, adică ceva mai degrabă uni, pentru că ai partea de sus destul de încărcată. Mulțumesc, voi ține cont de sfatul tău. Ești pregătită pentru un test fulger? Sper, hai să vedem. Ok. Jurnalist sau blogger? Ambele. Haine multe sau vacanțe dese? Vacanțe dese. Sport sau elegant? Elegant. Angajat sau freelancer? Freelancer. Dior sau Versace? Definitely Dior. Descrie-te în 3 cuvinte. Free spirit, organizată și curioasă. Ok, mulțumesc. Ai fost surprinsă de vreunul dintre răspunsurile Monicăi? Da, mă așteptam când a zis de haine multe sau, la întrebarea haine multe sau vacanțe dese, să-mi zică mai mult haine multe. Și am ales varianta asta pentru că nu mai am loc în casă de atâtea haine, iar în călătoriile pe care le fac pot să găsesc piese vestimentare foarte cool, care pot să devină piese statement. Monica, poți să le dai în sfat adolescenților din ziua de astăzi în materie de modă? Nu neapărat dacă arăți foarte mult înseamnă că ești și sexy. Asta mi se pare o problemă a generației tinere, să zic așa. Foarte multe fete consideră că dacă și-au o fustă foarte scurtă arată mai bine decât poate o fustă până la genunchi. Ideea este să te îmbraci potrivit vârstei și să păstrezi puțin și din inocența. Ok, o să țin cont de sfatul tău. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Știți ce am observat? Blogurile de fashion nu sunt doar despre modă. Acestea conțin și articole din alte sfere, precum culinare, de sport sau de travel. Ei bine, de ce? Pentru că există o strânsă legătură între stilul vestimentar și modul de viață. Înscrieți-vă în concurs și puteți câștiga o săptămână la mare cu masă și cazare gratuite dacă ne spuneți ce mare designer preferă Monica. Și până data viitoare, cu sau fără blogging, fiți creativi!